Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne ispărește. Domnul și să așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se coboară și să le conducă înspre a face voia ta, spre binele lor, auzi-ne pe noi, cei care ne-am adunat astăzi în jurul acestei plăci comemorative, care s-au ridicat pentru pomenirea eroilor martiri căzuți în al doilea război mondial, fii ai neamului nostru, rânduite de tine să fii conducător, luminător în zile bune și păpăzitor în zile grele, rugăm-ne ție, scrie numele lor în cartea aleșilor tăi și precum în vremea veche ai poruncit să se așeze semne din piatră spre aducerea aminte de faptele mari. Această placă comemorativă în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează și se sfințește această placă comemorativă prin sfințire cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Chiar foarte bun. Dar ne amintim acum de cei care s-au dat viața pe câmpul de luptă, monumentul ridicat în memoria eroilor din primul război mondial, celor 7 eroi, a fost completat astăzi cu o placă dedicată eroilor căzuți în al doilea război mondial, a celor 6 pomeniți astăzi. Aducem un cald omagiu acestor oameni care, prin jertfa lor, a reușit pe câmpul de luptă în condiții grele să ne aducă zilele pe care noi astăzi suntem astăzi împreună din nou pentru a sărbători această comunitate frumoasă și a unor oameni care se implică în organizarea unui astfel de eveniment cu suflet mare, aducându-ne și adunându-ne pe toți aici. Este o ocazie specială pentru noi în această zi, în acest an, pentru că în acest an îl comemorăm și sărbătorim 50 de ani de la trecerea în neființă a părintelui Luca Gheorghe. Preotul Luca Gheorghe s-a născut în 9 februarie 1909 și a trăit până în 19 mai 1967. S-a născut la Sintea Mică, liceul îl face în orașul Brad, iar teologia o face în Arad. Din 1932 până în 1937 este preot în comuna Prăvăleni, Ciungan, județul Hunedoara. Din 1937 până în 48 este preot aici, în Bodrogul Vechi. Din 1948 până în 1954 slujește la mănăstirea din Bodrog, iar din 1954 până în anul 1967, an în care trece la cele veșnice, slujește din nou aici, în localitatea Bodrog. Satul a aparținut acestei mănăstiri, aici mă refer la mănăstirea din Bodrog, de la ridicarea ei până în anul 1937, din 28 februarie, când s-a înființat și parohia Hodoș Bodrog, prin venirea preotului Gheorghe Luca. Părintele a locuit cu familia în vechea școală, devenită și casă parohială. Slujba se oficia în localul unei școli construite în anul 1930, unde s-a improvizat un mic paraclis la care se putea plia pentru ca în timpul săptămânii, de luni până sâmbătă, să-și desfășoare activitatea elevii și școlarii. Prin strădania sătenilor și a preotului Luca Gheorghe s-a construit un locaj de cult, o bisericuță așezată în mijlocul satului. Administrația mănăstirii Hodoș Bodrog a asigurat materialele necesare construcției cărămida, povede din stâlpi, de la șurile mănăstirii. Meșterii erau din Zădăreni,
iar sătenii le-au asigurat hrană în fiecare zi. Femeile pregăteau câte două, trei feluri de mâncare. Crucea din tablă zincată a fost executată de meșterul Cociuba din Pecica. Sfințirea Paraclisului s-a făcut la data de 27 ianuarie 1952 de către un delegat al episcopului Andrei Mageru, vicarul episcopal dr. Gheorghe Lițiu. Sătenii au contribuit și ei la ridicarea Paraclisului prin donații în bani și prin muncă voluntară. Hramul bisericii este buna vestire sărbătorită pe data de 25 martie. Preotul Gheorghe Luca era solicitat să oficieze slujba și la mănăstirea Hodoș Bodrog, iar enoriașii și credincioșii îl urmau de fiecare dată, pentru că locașul mănăstirii era un loc familiar bodroganilor din vremurile de demult, când nu aveau biserică în satul lor. Părintele Luca Gheorghe i-a botezat pe toți copiii din sat născuți după anul 1937, anul venirii lui. A sfințit casele, a cununat și a binecuvântat tinerele familii, i-a condus pe ultimul drum pe aceia care au ales să fie mai aproape de Dumnezeu, le-a fost duhovnic celor care aveau îndoieli, nesiguranță, ori frustrări în relația lor. Noi, Dumnezeu, putem să ne manifestăm liberi în acest loc, în acest mod, și să ne rugăm prin rugăciunile noastre tradiționale creștine-ortodoxe. Să zicem cu toții ca bunul Dumnezeu să ierte și să-i odihnească și în veci de veci să fie pomenirea lor. De vremea o fi bună, nici-o-i trece sara pe lume. Și de vremea o fi rea, nici-o-i trece cum o-i cucea. Și-o-i vii în satul meu, că mă apasă dorul greu. Dorul de tot ce-am lăsat de când m-am înstrăinat. Dor de grăgina cu flori, dor de mamă, dor de tată, dor de copilăria toată. Și-a dat Dumnezeu în această zi de sfântă sărbătoare să fie cer cu lună și cu stele și un soare cald și blând și bodroganii de pe Banat și din Banat și din Timișoara, și din București, și din Zorit, și din Apus, să vină acasă, să-și primească goșcii, așa cum am făcut-o de sute de ani moșii și strămoșii noștri. În numele bodroganilor, în numele tuturor celor care își au aici rădăcinile, vă adresez un călduros bun venit în colțul nostru de rai, în bătrânul și eternul Hodoș Bodrog. Am alături de mine grupul de inițiativă care în anul 2015 împreună am hotărât să organizăm această sărbătoare de suflet a bodroganilor, întâlnirea de Sfânta Maria, pentru că întotdeauna aici, în acest loc, după slujba de la mănăstire, se întâmpla ca din satele vecine să vină toți cei care au iubit acest loc și să petreacă cu muzică făcută de lăutare din sat, Baba Floarea cu Broanca, Moș Ștefan cu Vioara, Nănașul Sever cu Vioara, Nănașul Batavanul cu chitară și Tuții cu acordeon. Asta era muzica noastră care ne cânta și în serile de duminică sau duminica după masa, dar pe muzica asta petreceau și fermecanii, și ghelenii, și pârcoșenii, și pecicanii, și toți care veneau aici. Mai ales că se întâmpla să vină din Pecica cu ce apucau. Pe jos plecau dimineața de vreme ca să ajungă la slujba de la mănăstire, veneau cu căruțele, cu pocile, cu cai, satul era plin, exact așa ca și acum. Și eu mă bucur tare, tare mult că sunteți atât de mulți astăzi aici și că satul nostru prinde viață datorită dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor că sunteți aici de față ca să vă bucurați împreună cu noi de această sfântă sărbătoare. Ca dumneavoastră să vă simțiți cât mai bine.
În primul rând, doamna Mărioara Damian, băștinașa acestui sat, octogenară, care mi-a insuflat dorința de a reînvia această tradiție. Vă mulțumesc și mă bucur că ați venit să ne întâlnim din nou, să ne bucurăm împreună și să dăm viață acestui loc drag nou. Și dacă domnul primar este acea alături de mine, am să-i spun că mi-a făcut un mare cadou, că tot ce-am cerut, tot a îndeplinit. Tot ce-am cerut, să vă închipuiți și ce n-am cerut, nici n-am gândit unele treburi și îi mulțumesc din tot sufletul. Am speranța că și în continuare ne va sprijini, ne va ajuta, pentru că începutul e bun și trebuie să continue. Vă rugăm să fiți alături de noi cu idei, cu ce puteți să ne ajutați ca acest loc să prindă viață. Că e frumos și sigur vă simțiți bine cum s-au simțit și părinții și strămoșii noștri aici. N-au vrut să plece, n-au plecat din voia lor, dar așa au fost vremuri. Și ne-am împrăștiat câte lumea, dar uite că s-a găsit prilejul și ne întâlnim din nou și poate, poate va prinde viață și bodrogul și să se anime, să fie frumos cum a fost. O bodrogană veritabilă, care păstrează obiceiurile și tradițiile locului, păstrează casa rudelor, unde a și copilărit și pe care în anii trecuți a organizat-o ca și muzeu. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut, îi mulțumim pentru costumele noastre, bluza pe care o port, o am de la o mătușă de-a dumnea ei, de tacuna, care probabil se bucură văzându-ne îmbrăcate, aproape toate, cu poale și cu spătoaie din dulapurile dumnea ei, din lada ei de zestre. Uitați-vă, toate sunt foarte, foarte frumoase. Și